Brainkov e numai pentru bărbați? În principal este pentru bărbați, da, dar și pentru doamne dezvoltăm, avem colecții în fiecare an. Strategia noastră este să continuăm să dezvoltăm partea de retail și să ajungem probabil undeva în jur de 25 de magazine în următorii ani. Se schimbă o ținută cu o cămașă? Da. Da. Aruncată, pusă, da, pur și simplu? Da, așa cred. Da, cu asta sunt de acord. Da. Uh-huh. Cămașa este un lucru foarte important. E sfânt. Da, așa este. Câte cămăși ar trebui să aibă un bărbat în garderobă? Dacă vorbim de cămăși Brainkov, cât mai multe. Bun asta. Cât mai multe. Bine, cât mai multe. Toate culorile. Exact. Exact. Da. Da. Dacă vorbim în general, mai dacă puține. Mai exact. Exact. Bună ziua! Bună ziua! Domnul Simionescu, bine ați venit! Bine v-am găsit! Știți că sunteți primul meu invitat cu o vârstă mai înaintată. Oh. Dar mă bucur. Ce înseamnă înaintată? Mai înaintată. Nu, oh, chiar? Da. Nu, no, așa eu sunt în... Cred că 2-3 luni mai mare ca mine. Apuc, exact. E bine atunci. E bine. Da. Important e că sunteți mai mare. Da. Și atunci avem de unde să ne luăm noi experiența. Exact, mai multă experiență. Da, e suficient. Super. Cum e să aveți aceeași vârstă cu compania pe care o conduceți aproape? A, nu, eu sunt mai mic. Sunteți mai mic? Mai mic sau mai mare. Mai mare? Da. Deci este fantastic. Este fantastic. Este o companie care o iubesc, care a trecut prin multe transformări. A fost pe vremea comuniștilor înființată și a supraviețuit din 1950. 50. Da, da. Ce știu, știu din cititele, nu știu din experiență proprie. Sunt convinsă, dar știți mai multe oricum. Da. Da, deci era o fabrică care s-a înființat ca și pentru produse de lenjerie intimă, de lenjerie de corp, și după aceea s-a transformat în fabrică de cămăși. La un apogeu s-a ajuns pe la 4.000 de salariați. Și, bun, era perioada în care nu exista problemă cu cererea. Deci era problemă cu oferta. Cu oferta. Da. Și atunci era practic bazată doar pe producție, deci trebuiau produse cămășile. Dar producția rămânea în țară sau era pentru export? Numai În principal pentru export. Pentru export. A fost un brand de la început recunoscut pentru calitate și este și astăzi pentru calitate. Ce povestiți din vremea aceea? De exemplu, mai mari oameni politici aveau acces aici? Își cumpărau? Toți? Da, da, da. Și Ceaușescu își cumpăra, și oameni politici din perioada noastră își cumpără și își cumpărau și își cumpără. Da? Da. Și în principal, calitatea care este foarte, foarte, foarte apreciată și respectată de atât pe plan național cât și în străinătate. Ați produs pentru branduri mari din afară? Producem. Produceți în continuare, da, și acum. Dar pentru ce branduri? Pentru foarte cunoscute, mi-e greu să le identific datorită unor clauze de confidențialitate care le avem în contracte, dar sunt branduri foarte, foarte cunoscute și pot să vă spun că multe din cămășile noastre sunt mai bune decât cămășile lor. Asta vreau să vă întreb. Da, sunt mai bune. Dacă sunt mai bune ale noastre decât ale lor. Sunt mai bune, pentru că de cele mai multe ori cumpărăm țesătura de la același furnizor. Dar țesătura noastră este superioară țesăturii lor, deci este mai scumpă. Și dar este diferența de brand, cu toate că în România eu cred că Brainkov este un brand foarte, foarte cunoscut. Este. Și credeți că în rândul tinerilor cât de cunoscut este Brainkov? Adică Brainkov știu că în ultima perioadă s-a reinventat puțin. Ne-am reinventat și ne reinventăm. Sunt foarte mândru să spun și foarte bucuros să spun că revista El ne-a nominalizat pentru
categoria de cel mai bun brand românesc. Românesc? Da. Uh-huh. Și acum, ce să vă spun, categoria aceasta de tineret, noi ne-o dorim foarte mult, dar mergem în pași foarte atenți vis-a-vis de zona aceasta, pentru că e foarte greu să atingi absolut toată piața. Este foarte greu. Absolut, absolut. Dar este o generație care consumă. Oricum, e o generație care consumă mai mult decât am consumat noi, cel puțin. Și au acces la mult mai multe produse. Acesta este motivul pentru care ne străduim să accesăm segmentul acesta. Acum, ca să definim puțin segmentul de tineret, că este totuși larg. Adică eu mă refer, când spun tineret, mă refer la grupa 25-30 plus, okay. 25 plus, da, okay. Cam asta este grupa, da. Și ne-o dorim și cred că suntem acolo. Și cum îi atrageți să poarte o cămașă? Pentru că ei au impresia că a purta o cămașă e doar la ocazie. Vorbesc de generația asta foarte tânără. Da. Nu știu, deci asta e puțin de dezbătut dacă este la ocazie. Sunt foarte mulți oameni care poartă cămăși nu numai la birou, dar și în tot timpul în viața de zi cu zi. Am pus accent foarte mult pe vânzările online, care sunt foarte populare cu persoanele mai tinere. Eu le spun generația Google. Google. Da, așa. Da. Și care accesează zonele acestea unde suntem și noi prezenți. Aveți magazin și pe Calea Victoriei și în Marriott. Și din câte știu, în Marriott este și singurul magazin românesc. Este exact. Monobrand acolo. Trăinii care vin, că e zona respectivă, și Calea Victoriei și Marriott este o zonă foarte accesată de străini. Aveți de acolo un feedback cum văd străinii în continuare brandul nostru? La Marriott este un mix de clienți care sunt în principal clienți români, care participă la diferitele evenimente organizate de Marriott, care vin la conferințe și așa, și străinii care vin în hotel, care sunt clienții hotelului. Da, suntem singurul brand românesc de pe galerie acolo, așa este. Suntem alături de toate brandurile mari internaționale, mari, internaționale sigur că da, care sunt acolo prezente. Și a spune, ca și structură de clienți, cred că suntem cam 70% român, 30% străin pentru magazinul Marriott. Deci avem o piață bună. Brandul este foarte, foarte cunoscut, da, și oamenii vin cu încredere către un brand românesc. Strategia noastră este să continuăm să dezvoltăm partea de retail și să ajungem probabil undeva în jur de 25 de magazine în următorii ani. Aveți produse și pentru femei și pentru doamne. Da, pentru mai mică zona, într-adevăr, dar tot pe partea aceasta de cămăși. Acolo mai dezvoltați? O lăsați mai mică? Brancoff e numai pentru bărbați? În principal este pentru bărbați, da, dar și pentru doamne dezvoltăm, avem colecții în fiecare an. Am introdus relativ recent un serviciu de made to measure. Da, care îl avem atât pentru cămăși, cât și pentru costume, care le producem tot noi. Și chiar am deschis recent un showroom undeva în zona Statuii Aviatorilor pentru a avea posibilitatea să dăm acces unor țesături deosebite, unor, atât pentru cămăși încă o dată, cât și pentru costume. Acum avem acolo. Da. Este cămașa cel mai cool, frumos din garderoba unui bărbat? Este cămașa cea care trebuie să-l reprezinte? Eu așa cred. Cămașa este foarte importantă, este căutată și eu cred că... N-ar trebui să fie doar în, eu știu, culoare două și atât, exact, într-o ocazie. Nu, ar nu. Trebui, câte cămăși ar trebui să aibă un bărbat în garderobă? Dacă vorbim de cămăși Braicom, cât mai multe. Bună asta!
Cât mai multe. Bine, cât mai multe. Toate culorile. Exact. Exact. Da. Da. Dacă vorbim în general, mai dacă puține. Mai exact. Exact. Am întâlnit bărbați care au foarte multe cămăși albe în garderobă. Casual, guler mai înalt, italian, franțuzesc, mai sport, mai... Uh-huh. E bine să aibă doar albe, doar că diferă model? Da, este gulerul care diferă, care face diferența. Da, modul în care spui cravata, spui papion, o poți cu frac, o poți cu costum, o pui cu... Da, deci... Numai alb e bine să fie numai alb acolo? Nu, nu cred că este bine. Nu, nu. Cred că poți să ai și blu și roz, uite, vezi? Cu lalea. Laleaua cu lalea neagră. A sărit Noemi. Da. Cu lalea. Cămașa cu lalea neagră, da. O avem și la magazinul de pe Calea Victoriei, pe cine e interesat. Da, da. Dar ce spuneți de cămășile în carouri? Da, sunt foarte frumoase, se poartă cămăși sport pentru weekend. Și în dungi? Și în dungi, la fel. Dungile pot să meargă către business foarte bine. Da? Da. Uitați, mie nu-mi plac cămășile în dungi late. Așa este, așa este. Este foarte interesant. De exemplu, noi am avut un designer italian care adusese ideea de a avea țesături cu dungi late și, într-adevăr, pe piața noastră nu au prins. În general, în Italia prind. Dar la noi, într-adevăr, și mie personal îmi plac cele cu dungi mai înguste, nu îmi plac cele cu dungi late. Da. Așa este. La noi ce se consumă mai mult? Ce vor bărbații de la noi mai mult? Ce gen de cămașă? De la Brainkov vorbesc, evident. Deci, în principal, vor cămășile din culori solide, cum le spunem noi. Deci, alb, bleu, lila, roz... Destul de clasici. Destul de clasici, da. Uh-huh. Destul de clasici. Nu prea vor să iasă din tipare. Mai rar și partea de tineret. Știu că aveți unele de vară foarte frumoase, cu înflorate, da, cu tot felul de acelea. Și acelea, dar încă o dată facem colecții capsulă pentru ediții limitate. Și pentru cei îndrăzneți. Și pentru cei mai îndrăzneți, exact. Mai puțin clasicul. Mai puțin conservator, da. Am înțeles că vă place și cu arta. Da, îmi place. Și cum e cu arta la noi? Păi ca și cu Brainkov. Este un lucru care se îmbină, este un lucru splendid. Da. Este un lucru care, într-adevăr, mă pasionează. Și... O faceți de mulți ani, o faceți... Da. De curând. Da, o fac de mai mulți ani, e adevărat, recunosc lucrul ăsta. Și îmi place foarte mult. Îmi place foarte mult. Arta este... Pentru că n-am talent la desen și atunci, neavând talent la desen și neputând nici desena și nici picta și o doresc și îmi place, atunci prefer să o cumpăr. Să o consumați într-un alt mod. Exact. Da. Exact. Dar când nu sunteți la fabrică și nici nu consumați artă, ce faceți? Stați cu mini. Stau cu Mini, da, unde e Minișoara? Mini, unde e Mini? Dați-ne-o pe Mini ca să o hai, vedem. Bine. Hai, haide, așa. Trebuie să o ridicăm. Cine? Poți să o iau? O ia, da. No, haide, iubita, haide pui-o. Așa. Haide pui-o. Da. Ea este Mini. Ea este Minișoara. Și acum o să adormă. Nu cred că haide, gata. Și vă petreceți timpul cu Mini destul de mult, o luați peste tot? O iau peste tot unde mă lasă, unde e accesată, accesibilă, da. Merg la filme, la teatru, la spectacole, la citesc. La filme? Da. La cinema? Și la cinema, din când în când, da. Și merg, în special îmi place foarte mult opera, îmi place foarte mult teatru, unde mă duc. Și nu știu, Minișoara, ce-i place, ce-ți place, unde vrei să mergi. Îi place în brațe. Hai, de ce ești tu agitată? De ce ești tu agitată? Da, nu știu, cred că am fost prea mulți pe aici, așa am... Poate am stresat-o. Nu, ai stresat. Este curios, e cineva acolo care îi place. Da, care urcă. Care... Știi ce vreau să vă întreb? De ce nu ați venit astăzi în cămașă? N-am venit astăzi în cămașă din cauza de vreme. De vreme? Da, pentru că este foarte rece. Și pentru că după acest eveniment plec la Brașov. Ah, și atunci se explică... Atunci este... Se explică Helanca Neagră. Se explică Helanca Neagră, că este făcută tot de noi, de altfel. Mi-am dat seama. Da, așa, că vă recomandăm. Așa. Dar cât de des purtați cămașă? Zilnic port cămașă. Zilnic purtați cămașă? Da, zilnic port cămașă. Zilnic port cămașă. Așa, bravo. E bine. Ce vă place să mâncați? Ce îmi place să mănânc? Îmi place să mănânc
sunt carnivor. Așa. Da? Și îmi place să mănânc carne, salate. Uh-huh. E ceva ce nu ați mâncat niciodată? Cred că vânatul, n-aș mânca vânat. Da, cred că nu mi-ar place vânatul, da. Ce relație aveți cu tehnologia în ziua de azi? Eu sunt mai mult generația Beatles, nu prea sunt cu generația Google, dar... Da, vă duceți după ei. Mă duc după ei, exact. Exact, încerc să ajung acolo. Da. Încerc să mă țin după ei, da. Dar aveți o gașcă de fete care știu bine să vă... Să vă dea, cum să zic, click. Ponturile, da, click-ul, da, cum să ajungeți la generația asta Google, de exact, care spuneți. Exact. Adică telefonul dimineața sau seara, nu Facebook astea, Instagram? Ba da, da, Facebook, da. Aveți Facebook? Pagina de Facebook? Nu, mă uit așa, mă uit pe Facebook, are soția mea Facebook, Instagram, acum de când cu Brycon mă uit mai des. Și telefoanele, da, adică sincer să fiu, când mă duc în oraș, îmi lipsește telefonul cu fisă. Ah, cu fisă? Cu fisă la fixă, știți, că erau din alea că se vorbă cu da, fixă, da, da, erau da, da. Faine alea. Uh-huh. Dar toată lumea vorbește la telefon. Când te duci în autobus, când te duci peste în trolebus, peste tot, toată lumea la telefon. Uh-huh. Ați interzice telefoanele astea undeva? Da. Eu dacă aș face reclamă pentru o telefonie fixă, aș strânge 20-30 de oameni într-o sală, le-aș pune la fiecare cât un telefon mobil să vorbească, i-aș arăta pe toți cum vorbesc la telefon mobil și nimeni nu vorbește cu celălalt. Aha. Și aș spune, asta e soluția. Și soluția ar fi telefonul fix. Telefonul fix. Ca să nu mai poată să vorbească ei între ei la telefon. Da, păi da, acum e pe cale de dispariție telefonul fix. Eu nu știu câte lume mai are telefon fix în casă. Credeți că mai sunt? Că și bunica mea are telefon mobil. Da, nu cred că mai sunt. Nu cred că mai sunt. Da. Nici măcar nu sunt mai sunt telefoanele alea cu fisă pe stradă. Exact, au dispărut. Și alea au dispărut. Doar da. La Londra, dacă vreți la Londra să mai sunt. Aveți o amintire mai plăcută. Mai plăcut, exact. Atât. Da. În rest, nu. Da, sunt folositoare astea. Vedeți, de aia cred că s-a inventat sfertul academic. Ați auzit expresia asta, că întârziem sfertul academic. Uh-huh. Pentru că nu existau telefoane mobile, mă gândesc, și lumea aștepta un sfert de oră. Dacă n-a putut să ajungă persoana într-un sfert de oră, înseamnă că corect, s-a întâmplat ceva și atunci când nu mai puteai să dai telefon, vezi că sunt în trafic, vezi că sunt acolo. Uh-huh. Asta nu înseamnă că astăzi lumea nu întârzie. Oh, dar mai mult de sfertul academic. Mai mult de sfertul academic. Cred că așa s-a dezvoltat sfertul academic, da. S-a mărit pentru că e traficul mai mare. Exact. Și atunci se explică. Exact. Și da. Sunt mai multe motive să întârziem. Este ceva ce ați vrea să schimbați la Brycon? Cred că a schimbat foarte mult, dacă aș putea, mentalitatea multora din fabrică, care sunt încă ancorați în partea aceea de unitate de producție, care noi producem, și cred că la mentalitate majoritatea, dar știți că mentalitatea e ultimul lucru, e cel mai greu lucru. E de greu schimbat. De schimbat, da. No. Mai ales după o vârstă, funcție și de cum a fost el crescut și unde a fost educat. Așa este. În fabrică avem, să știți, câteva situații unde avem chiar trei generații care lucrează împreună acum. Da? Da. Da, care lucrează. Am avut o doamnă care s-a pensionat săptămâna trecută, după 40 de ani de fabrică. Oh, wow! Avea 58 de ani, deci lucra în fabrică de la 18 ani. De la 18 ani? Da. Aveți tineri care lucrează în fabrică acum? Avem. Atât de tineri? 18, 19 ani? Nu chiar atât de tineri. Nu. Este... Cred că tinerilor în momentul de față le place să facă altă... Telefonul. Exact, telefonul, Google-ul, click-ul, cam asta. Da, probabil. Ce nu ar trebui să spună un bărbat despre el niciodată? Sunt câteva lucruri care n-ar trebui să le spună despre el, dar cred că viața personală n-ar trebui să fie un lucru despre care să discute tot timpul. Aveți succes? Eu cred că am avut succes, da. Eu cred că am avut succes. Eu cred că fabrica are o direcție pozitivă. Cred că suntem pe
pe linia care trebuie. Uh-huh. Și pentru mine lucrul ăsta este o pasiune, de fapt, nu prea, deci chiar îmi place ceea ce fac. Nu mai ține de business nu, neapărat, nu, e o pasiune acolo. Da. Trebuia să-mi pun o cămașă azi. Trebuia și eu să-mi pun o cămașă, dacă mă gândeam, dar dacă am plecat la Brașov, cred că... Da. Da. Dar cu o cămașă, la următorul întâlnire am să vin cu o cămașă. Și eu. Cu o cămașă se schimbă o garderobă? Cu o cămașă, dacă... O ținută? Se schimbă o ținută cu o cămașă? Da. Aruncată, pusă, da, pur și simplu? Da, așa cred. Da, cu asta sunt de acord. Da. Uh-huh. Cămașa este un lucru foarte important. E sfânt. Da, așa este. Da. Mi-a plăcut. Și o să vreau să ne mai revedem. Da, cu tot dragul. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Mulțumesc pentru toate sfaturile, că au fost acolo câteva. Vă mulțumesc. Direcțiile. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Și vă doresc foarte mult succes. Și chiar îmi doresc ca un brand românesc să ajungă să fie cunoscut până la urmă peste tot în lume, pentru că știu, cel puțin și eu de la bunica mea din povești, că avem oameni și avem și putem să facem niște produse chiar de foarte mare calitate. Da, și eu vă mulțumesc foarte mult de invitație și vă rog să votați Braicoff, vă rugăm dați foarte mult. Dacă e Braicoff brand românesc. O, cel mai tare brand cel românesc. Cel mai tare brand românesc. Da. Mult succes. Mulțumim mult. Cu drag. Rămâna.